Salutare tuturor, bine ați revenit la întâlnirea cu interviuri neconvenționale și Canal 33, o televiziune care încearcă să vă inspire. De data aceasta, în minutele care urmează, o să încercăm să vă propunem, inspirațional vorbind, o temă legată de o vreme care nu este foarte îndepărtată, sunt 40-50 de ani de atunci, o vreme în care nu exista Facebook, când nu aveam rețele sociale, deci se putea trăi și altfel, și vom discuta despre o istorie, o să vedeți, puțin mai specială, care e foarte pe placul meu și pe placul invitatului meu din această seară, pe care mă grăbesc să-l salut. Seara bună, domnule Florin Iaru, mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră. Și eu mulțumesc de invitație. Atunci când v-am propus să veniți la noi la Canal 33, m-am gândit din capul locului la un capitol de istorie care e așa, unul care mie mi-e foarte drag, deși nu l-am prins pe viu, dar dumneavoastră îl cunoașteți mult mai bine. E vorba despre Cenaclul de Luni. E o chestie care are până astăzi ecouri, care a avut o influență formidabilă în anii 80 și despre care am citit că nu numai că ați făcut, așa ați fost martor principal la facerea lucrurilor, dar sunteți și copilul teribil și al generației 80-iste și al Cenaclului de Luni. Vorbele nu mi-aparțin, sunt ale unui critic. Așa că, pentru început, aș vrea să vă întreb ceva legat de Cenacul, care e o formă care astăzi nu mai există. Nu știu dacă se va mai repeta. Nu știu dacă nu mai există. Există în momentul de față niște grupuri în orașe, mai ales în orașele mari, grupuri de mici creatori care stau și vorbesc între ei și pun țara la cale. Dar pe vremea aia, noi cei care eram scriitorii la început de drum și nici nu știam dacă vom fi cu adevărat scriitori odată și odată, dar ne doream asta foarte mult, simțeam o nevoie teribilă să ne confruntăm între noi. Ideile, scrisul, părerile, lecturile. Omul e un animal social și poeții, scriitorii sunt animale sociale, au nevoie de public, de parteneri, de prieteni, de păreri. Și eram cei mai mulți, eram la filologie între 74 și 80, cam pun majoritatea colegilor mei, dar nu erau singuri, erau și de la psihologie, erau de la istorie, erau de la arte plastice, băieți și fete care scriau. Și simțeam nevoia unui cenaclu dedicat acestei arte, poeziei, mai ales că era o perioadă extrem de tulbure și extrem de întunecată pentru poezie. Partidul Comunist Român își recâștigase într-un fel sau altul influența asupra literaturii și încerca să dirigeze creația acolo unde îi convenea lui. Aici e partea interesantă, că partidului nu mai era ca în anii 50 cu steagul cel roșu învinge și cântă. Acum voia o justificare istorică. Adică Partidul Comunist Român încerca să se revendice de la daci, de la traci, de la Adam și Eva și de la draci, cum ar fi spus Marius Chicoș Rostogan. Și atunci toate revistele erau pline de versuri patriotice, dar versuri patriotice închinate partidului, închinate dacilor, închinate istoriei și închinate satului românesc. Ori noi eram niște tineri care eram crescuți în oraș. Habar n-aveam cei cu clăile de fân, cu carele de trase de boi, de unde? Nu văzusem așa. Văzusem niște blocuri, niște maidane, niște localuri, niște străzi, niște ilumânări, niște petreceri, niște pipăieli. Cam asta era ce știam noi la 20 de ani. Și o mare dorință de celebritate. Și atunci, un an sau doi, am tot căutat o formă prin care să ne strângem cei mai mulți, să avem discuții între noi, pentru că trebuie să vă spun un lucru. La vârsta respectivă, toți tinerii visează gloria. Toți visăm să fim cei mai mari poeți. Dar nu merge așa. Nu merge. Sigur că în adâncul ființei tale, mamă ce bun sunt, dar îți trebuie și o confirmare. Trebuie cineva să vină, spună, da, domnule, ești bun. Pentru că ai făcut așa, așa și așa, pentru că ai citit, pentru că ai aplicat, pentru că ai gândit, pentru că ai inovat.
Nu știam lucrurile astea, ele nu se predau nicăieri, nu există manuale, nu existau școli de scriere, nu exista în general cam nimic. Și atunci noi ne fixam cap-compas câte o personalitate a culturii române și dacă ar veni ăla să ne conducă într-un fel sau altul. Și cam așa s-a născut Cenaclu. Nu l-am constituit eu, nu l-am făcut eu. Dacă nu mă înșel, Călim Vlasie și Ion Stratan au fost cei care au căutat un mentor și au căutat mult, credeți-mă, mai ales la filologie, adică dintre cei care știau ceva literatură. Și pe vremea aia era la filologie un lector, nemembru de partid, lector, deși avea vreo 10 cărți, și nefiind membru de partid, nu putea urca în ierarhie, adică nu putea deveni profesor. Era pe zona cea mai de jos. Și cum era lector, nu avea destule ore. Și atunci partidul, adică conducerea facultății, ia ocupă-te de dumneata, de ai sarcină de aici, să te ocupe de juniște. Evident, tânărul de pe vremea aceea, Nicolae Manulescu, a venit, că dacă ordin cu plăcere, știți, pe vremea aia, ca să-și completeze norma, lectorii sau cei mai mărunți din facultate trebuiau să țină ore cu studenții străini, să învețe limba română. Și decât să înveți pe aia, mai bine să vezi niște tineri care scriu. Și așa a avut loc întâlnirea pe 3 februarie 1977. Mă mulțumim memorie. Cu o zi înaintea cu tremurului. Și nu. Aia a fost prima discuție. O zi și o lună. O zi? 4 martie. 3 martie, scuze. A, 3 martie. 3 bun. Martie a fost. Deci, cineva atunci a citit Uriașul se cutremură. Și a doua zi chiar s-a cutremurat. Și așa a luat ființa Cenaclu de luni. Și a fost o dublă întâlnire foarte interesantă, pentru că noi avem un mare respect pentru Nicolae Manulescu, pentru că era criticul principal al revistei literare România Literară. Dar și el avea o mare curiozitate, tocmai pentru că din cauza meseriei, din cauza felului în care trăia, era ușor rupt de generația contemporană. Așa a avut loc întâlnirea și a fost cu dublu sens. Noi i-am vorbit sau am încercat să-l implicăm în poezia modernă și el venea cu un background solid, intelectual, cu care ne strunea și ne dădea într-un fel sau altul direcții. Al doilea lucru foarte important a fost că cam toți care eram acolo eram prieteni. Deci după ce se termina Cenaclu, câtă vreme se mai putea, mai mergeam la câte o berărie să căutăm o bere. Era greu de găsit berea, că berea era caldă în general și nu servea fără mâncare. O veche obișnuință a localurilor românești. Iar după 1980, localurile s-au închis la 10 și pe urmă s-au închis la 9 seara și s-a terminat orice distracție. Dar în același timp mergeam la petreceri, ne reuneam la unul la alții și ce puteau discuta niște poezii, decât despre poezie, despre Trakl, despre Ginsberg, despre E. Cummings, se tradusese puțin în poezie americană, eram uimiți de acest nou mod de a se face poezie, pe care îl simțeam contemporan, îl simțeam mai viu decât o poezie estetizantă. Și al treilea lucru, pe lângă diferențe, prietenie, era și o mare diferență între noi. Deși partida adversă susținea că noi toți suntem ieșit din mantaua scriitorilor americani, între noi erau diferențe remarcabile. Mariana Marin era mai ales influențată de poezia germană contemporană, Nino Stratan era influențat de, hai să zicem, de expresionism și de ermetism. Traian Tecoșovei era un ludic care se juca cu cuvintele. Mircea Cărtărescu era influențat de literatura americană. Eu eram influențat de avangarda românească. Era o multitudine de direcții, dar toți foloseam un limbaj nou, în care apăreau și ciment, și benzină, și lumină electrică, și neoane, și parfumuri, și mașini. Într-una din mașini, deci Mircea Cărtărescu, țin minte și acum, avea abia coborâtă din Toyota
Lepes Fotă sau Arhonda, Arhonda nu înțeleg o Toyota. Jocuri de cuvinte, aici Nino Stratan era. Deci cam așa ne-am reunit, toți încercând să fim mari autori și cu toate astea legat și de o mare prietenie. Visam. Și într-un fel visam împotriva timpului care era prezent. Și asta ne-a și salvat, pentru că nu aveam de gând nici să urmăm cuvântul partidului, nu aveam de gând nici să cedăm, nici să vorbim împotriva convingerilor noastre. A fost o întâmplare fericită. Uneori există și astfel de întâmplări fericite. Dar întâmplarea asta fericită, mă repet, cred că v-a marcat din plin pe toți cei care ați fost acolo martorii creației. Da. A marcat și generațiile care au venit imediat după. Da. Și iată că se mai vorbește până astăzi. Ba chiar unii zic, băi frate, ce ar fi dacă? Da, până aici, să opresc până la dacă. Că da. N-a mai apărut nimic. Chiar dacă dumneavoastră spuneți că mai există ceva. Au mai fost grupări, fiecare în căutarea unei identități. Dar am să vă spun un lucru. Când își temiezi unui fenomen, nu știi ce e fenomenul. Corect. Noi habar n-aveam că vom fi peste 10 ani sau peste 20 de ani celebru, că va fi un moment marcant. Habar n-aveam. Vă jur. Noi credeam, singurul lucru pe care îl doream era să facem poezie. Și vă mai spun un secret care e foarte interesant. Am și schimbat într-un fel modul în care se recepționa poezia. Știți că poezia trebuia să fie gravă, primită cu respect și cu fruntea plină de rândulețe, adică auditoriul gândea. Ori la noi era o veselie, cum spunea unul un vers mișto, lumea izbunea în aplauze, tropăia, râdea, chiuia de plăcerea, astfel că multe dintre versuri erau vesele. Asta era partea ciudată. Viața era destul de tristă, iar versurile noastre erau foarte vesele și uneori absurde. Era o contradicție completă. Unde a avut loc cenacul de luni? Unde avea loc? Unde vă stingeați? Unde a avut loc? La litere? Nu. La început, unde la început a fost la litere, după care ne-am mutat la Casa de Cultură Grigore Preoteasa. Aha. Plevnei, parcă. Cred că Plevnei. Încrucișare cu Știrbei Vodă. Acum e un club Silver Church sau cam așa ceva. Și era undeva la etajul 2, o sală rotundă, o dăduse partidul sau UTC-ul, cine, sau facultatea. Nu știu cine a dat-o. Dar acolo ne strângeam cu toții. În fiecare luni, pe la ora 7 seara eram acolo și începeam. Încetul cu încetul s-a stabilit și un soi de regulament, citesc maximum 3 oameni. Aha. După aceea se discută și erau seri pline de discuții și seri în care se tăcea. Știți, toată lumea tăcea că nu era nimic de spus. Nu era lucru mai îngrozitor decât să nu spună nimeni nimic. Adică poezia era grea. Nu că era grea, era neinteresantă. Aha. Că se întâmplă. Da. Asta mi-a povestit odată Sandu Mușina. El ne-a citit prin 80, 79 sau 80 un poem la care am chiuit și am aplaudat în grup, se chema Budila Express. Budila Express. El, ca profesor, navetist, circula între Brașov și Budila. Și trebuia să ia un tren, un personal, care făcea o oră sau trei sferturi de oră în fiecare zi. Și inspirat de ce a văzut pe tren, a scris un poem, pentru că el vedea în tren navetiști de 10, 20, 30 de ani și vedea pe ei vârsta, cum încetul cu încetul din oameni tineri devin mici și împăcați cu soarta. Și a avut sentimentul că și cu el se va întâmpla la fel. Și de acolo a ieșit un poem formidabil. Am discutat, am chiuit. Încurajat de succes, peste un an, Moșina a venit cu alte poeme, lecțiile de franceză ale profesorului M. A fost convins că va fi un triumf. Am tăcut. Eșec. A fost eșec total. Pentru că aveam și chestiunea asta de sinceritate. Era invidie.
Deci eram întotdeauna invidioși pe cineva care scria un poem, măcar un poem foarte bun, dar nu invidia pe care o vedeți astăzi. De cele mai multe ori invidia românească vrea să distrugă obiectul invidiei. Adică capra vecinului trebuie să moară. Ori noi voiam să avem, să creștem o capră mai frumoasă. Ne duceam acasă și scriam, încercând să-l batem la puncte pe prietenul și adversarul nostru în același timp. Și de aici s-au născut foarte multe poeme. Câte capre s-au născut? S-au născut multe capre și toate cu coada sus. Ce reacție a avut partidul? Că până la un moment cred că a fost ok, dar după aia lucrurile au început să... E o poveste un pic complicată, pentru că între 77 și 79 partidul habar n-a avut ce s-a întâmplat acolo. Și am să vă spun de ce. Erau în București cel puțin 30 de cenaturi. La Casa de Cultură Mihai Eminescu, la Casa de Cultură a Sindicatelor. Se organizau cenacluri pentru toată lumea. Deci erau la poeți, nene, să spui și în cap. Și un cenaclu în plus sau un minus nu conta. Numai că cenaclul ăsta încetul cu încetul și-a făcut un renume. Deci cei mai mulți membri au fost invitați special la un congres de poezie care s-a întâmplat la ea și toți au fost chemați. Erau 90% dintre ei veneau din Cenaclul de Luni. În 1979 au loc concursurile de debut și atunci apare primul exponent al generației, Traian Tecoșovei, dacă nu mă înșel, apare atunci Ion Mureșan. Un an mai târziu apare Magda Cârneci, apare... Nino Stratan puțin mai târziu. În fine, era un val de poeți noi care treceau prin furcile caudine ale selecției. Și brusc partidul s-a trezit cu o mică generație în 1981 de 7-8 oameni care ieșiseră pe piață și lucru cel mai îngrozitor, cel mai grav, despre care se vorbea la Europa Liberă. Și care nu scriau probabil deloc, cum se gândeau ei. Adică noi eram foarte mândri, dar știam că nu e bine deloc. Și din clipa aceea a început urmărirea. Trebuie să explic celor care se uită că pe vremea aia concursurile de debut, fiecare editură avea câteva edituri. Editura Albatros, editura Cartea Românească și încă o idee și Luceafăru. Nu Luceafăru, Eminescu aveau concursuri de debut pentru poeți. Erau trei premianți. Din alea trei premii, doi erau gata asigurate dinainte. Venea juriu cu plicul de acasă. Uh-huh. Îți dau un dai, eu mi-l premiez pe ăsta, mai rămas un loc. Cine merge? Și ciudat, venea câte unul de la noi. Ocupa locul ăla, rămas liber. Și tot așa, în trei ani de zile au ieșit aproape trei oameni, sau nouă oameni, sau zece oameni. Și a fost o mică lovitură. Și din clipa aceea au început șicanele. Numele noastre au fost puse pe o listă frumoasă și au început încetul cu încetul, cum să vă spun, un soi de presiune surdă, amânări, l-au luat pe Manolescu la întrebări, ce face el acolo. Unii dintre noi au primit propuneri de colaborare cu Securitate, eu nu știu cine, că nu m-am uitat, dar au venit provocatori. Pentru că 81 sau 82, când naiba, cred că 81, cenaclul a fost interzis, a fost oprit. Nu ne-am lăsat. Nu ne-am lăsat, stați că și noi avem. Adică să nu vă închipuiți că suntem victimele inocente ale justiției comuniste. Nu. Radu Călin Cristea lucra la Rapid și a găsit-o pe soția ministrului Pungan, o femeie planturoasă cu niște suni frumoase focul, că de-aia era și soție de ministru, și a convins-o să facă un cenaclu Rapid. Și l-a făcut. Radu Călin Cristea s-a gândit bine, domnule, ca să reziste cenaclul ăsta, unde o să venim tot noi. Facem totul cu supraveghere. Era cu cameră video care filma totul.
invitam un poet consacrat, intrat care citea și el, da. Și erau 2-3 care ne urmăreau. Și a ținut așa vreo 10 ședințe. Până când într-o zi, un ghimizdroc, cum să-i zic altfel, unul din aia teribiliști, da, care vor să spună adevărul, indiferent dacă omoară pe obiectul adevărului, se atreze, hai mă, lăsați-vă de goage, că știu că voi sunteți cenaclul de roni. S-a închis. Și a doua zi s-a închis. Nu ne-am lăsat. Însă nu ne-am lăsat nici așa. Țâra lucra la complexul studențesc Tei. Și a făcut și acolo un cenaclu. Cenaclu Pupăza din Tei. Unde ne-am mai strâns un an de zile până când ne-am descoperit și acolo și ne-am închis. Deci cam prin 83 s-a încheiat toată aventura. Facem o scurtă pauză publicitară și ne întoarcem cu această minunată poveste. Am revenit în direct, vorbind despre Cenaclul de Luni, o istorie care i-a marcat pe mulți și care continuă într-un fel sau altul să ne marcheze și pe cei care astăzi trăim și care într-un fel sau altul încercăm să părem măcar îndrăgostit de poezie. Apropo, s-a născut la noi ăsta, nici nu știu cum să-i spun, vorba asta de duc că românul e născut poet. Dar, de fapt, cum stăm cu poezia? După părerea unui poet, căci și dumneavoastră sunteți cunoscut ca poet în primul rând. Da, în primul rând. Cu poezia stăm bine. Serios? Zău foarte bine. Și o chestie de număr. Avem în țara asta peste 10.000 de poeți. Nu pot să cred, oficii. Da, peste 10.000. Dacă ne luăm după cărțile, titlurile de poezie tipărite în ultimii 10 sau 15 ani. Problema e alta. Că în aceste 10.000 de cărți, 9.500 sunt gunoi. Dar mai rămân 500.
Din alea 500, 400 sunt onorabile. Adică poți să le citești fără să râzi sau fără să-ți pui mâinile în cap. Din aia 100 care rămân, 50 sunt foarte buni. Iar 20-25 sunt de nivel internațional. La poezie stăm foarte bine. La proză stăm mai rău. E un paradox. Pentru că România e o țară contradictorie. O știm cu toții. De 30 de ani trăim în ea și vedem numai contradicții, numai ciudățenii, numai tot soiul de năzbâtii. Ori eu știu că în astfel de țări proza înflorește. Adică toate nedreptățile sociale, catastrofele, nenorocirile, întâmplările neașteptate, accidentele, eșecurile, sunt născătoare de povești. Ori poveștile sunt cele care ne lipsesc. Presa am avut, proza n-am avut. Și de ce credeți că se produce chestia asta? Nu știu, pentru mine e un mister. Fiindcă nu e mai greu să scrii poezie decât să scrii proză, nu știu. Eu ce v-am spus. 9500 de poeți scriu poezie foarte ușor. Am uitat această cifră patetică. Poezia se scrie foarte greu și mai e un lucru. La câtă poezie este în lume, în momentul de față, nici 1% nu rămâne în memoria. În memoria universală. 0,00001%. Aia este ceea ce ne rămâne în cap după ce citim toată poezia lumii. Asta e situația. Dar la proză procentul e mult mai sus. La povești, pentru că poveștile, proza e în primul rând poveste, un story. Cineva se luptă cu cineva și aștept să vezi cine învinge. Exact cum erau basmele și miturile de acum 1000, 2000, 3000 de ani. De la bătălia zeilor la bătălia lui Făt Frumos cu Balaurul. Cine învinge? Cum învinge? Care-i șmecheria? Și brusc suntem atenți. Poezia e mai complicată. Și ați pornit la drum în 7-7, da? O mână de poeți. Da. Cred că erați, de fapt, mai mulți. Înțeleg că erați mai mulți. 20-30, să zicem. Deci, în total am fost vreo 50 de oameni, dar eu, acum, în momentul de față, nu mi-amintesc mai mult de 15-16, pentru că așa este, pleacă mai mulți la drum și câțiva ies din rând. Câteva vârf. Deci, poezia nu e o chestiune de grup. Grupul e o chestie care protejează individualitățile și, credeți-mă, eu am fost interzis între 1984 și 1989 și fără prietenia celor în care credeam, m-aș fi scufundat, probabil în alcool, într-o viață, aș fi sfârșit într-un șanț. Dar a fost foarte important faptul că era cineva să mă audă. Un prieten de-al meu care îmi spunea, băi, mă, stai așa, bă, la asta l-ai nimerit. Și era suficient, puteam să trăiesc un an de zile din treaba asta. Vedeți, e foarte important. Orice artă are nevoie de public. Adică de celălalt care să te asculte și să se bucure. Și în clipa în care cineva se bucură, bă, și tu respiri mai ușor. Aia e tot. În definitiv, gândiți-vă, faceți o emisiune de televiziune. Ce-ar fi să nu se uite nimeni? V-ați duce acasă și v-ați da cu capul de pereți și v-ați îmbăta, zice, nu sunt bun de nimeni, nu mă vede nimeni. Așa este și la artiști. Un actor trebuie să fie văzut. Un pictor trebuie să fie văzut, un muzician trebuie să fie ascultat. Nu faci lucrul ăsta, nu ești. Principalul lucru pe care l-ați învățat din anii aceia de Cenaclu, sau sunt mai multe, care e? Sunt câteva lucruri. În primul rând, scrisul e o meserie. Este și inspirație, dar inspirația e doar 1%. Restul este un soi de muncă extrem de serioasă, un soi de efort intelectual. Al doilea lucru, trebuie să fii sincer într-un mod constructiv. Adică un poet e ca un părinte pentru versurile lui. Ca și un romancier. A scris un roman. E prost roman. Dacă îi spui, bă, ai scris o mizerie, omul ăla este un om distrus. E ca și când i-ai înjura copilul. Bă, ce stâlpitura asta de copil? Cam așa ceva. De aceea poți să fii sincer și în același timp delicat cu celălalt. Și toți am fost așa.
Adică de asta s-a și păstrat prietenia până adânci bătrânețe. Pentru că ne-am putut spune adevărul, dar într-o formă delicată, în care omul înțelege. Bă, n-a fost prea grozav, dar nici nu se supără. Al treilea lucru, am învățat că ceva despre forța prieteniei, că ea te poate ține în viață. Și că prietenii nu sunt cei care te bat pe umăr atunci când ai câștigat un premiu, ci cei care te ajută atunci când ai căzut în groapa de potențial. Și al ultimul lucru, să nu confunzi niciodată arta pe care o faci cu viața pe care o duci. Pentru că viața e plină de surprize și toți am făcut porcării în viață. Mai mari sau mai mici. Eu sper că am făcut mai mici, dar le-am făcut. Dar scrisul să nu extragă lașitățile, micile trădări, micile invidii. Scrisul trebuie să le conțină pe toate cu un soi de privire rece și fierbinte în același timp. Cam asta e. Și asta am învățat în primul rând de la Nicolae Manulescu. Mergeam pe străzile Oneștiului, era noaptea târziu, adică ora 10 și jumătate. Orașul întunecat. Și atunci ne-a zis, eram un grup de tineri, eram foarte tineri. Mă, nu uitați niciodată că adevărul este mai important decât orice. Atunci ne-a trecut pe lângă ureche. Și 10 ani mai târziu, 20 de ani mai târziu, el tot pe lângă ureche stă, dar stă acolo lipit și l-aud. Ce fel de profesor a fost Nicolae Manulescu? Nu prea știu. pentru că el nu ținea cursuri. Nu, adică, eu mă refer vis-a-vis de cenacul de lui. Profesor, era un profesor participant. Era un foarte bun ascultător. Și atunci când nu era sigur, chema în ajutor scriitori sau filozofi importanți. Țin minte și acum că îl chema din când în când pe Șora, pe Mihai Șora, care era tânăr și mult mai vesel și mai berbant. Și în acel... Șora asculta și odată îi se ridica colțul gurii. Și știa și Nicolae Manulescu că e bine. E clar că lucrul e bun. În al doilea rând, era un profesor care învăța din mers. Deci, după părerea mea, Nicolae Manulescu s-a format intelectual în anii 60, la începutul anilor 60, pe cultura clasică. Deci cea care era atunci dezgropată din văgâuna istoriei, când partidul a dat drumul într-un fel sau altul la cărți. Și au început să se traducă clasicii literaturii universale, criticii până între anii 30, din Franța, din Germania, din Italia, din Anglia, când au început să vină cărți cu altă tematică decât cea socialistă sau comunistă, și atunci perioada lui de formare era de vârsta noastră. Deci, nimic mai simplu. Aveam 19-20 de ani, au venit cărțile când trebuie. Și în felul ăsta a fost o chestiune dus-întors. Noi îl învățam pe el ce citisem, adică ritmuri noi, realități noi, viziuni noi, și el ne învăța ce știa, structură, coerență, unitate de loc, timp, spațiu, legăturile dintre metafore, pentru că, să știți, marea drama poeziei era atunci că toată lumea făcea metafore. Dom'le, și era o îngrămădeală de metafore, de nu mai știa stânga ce face dreapta. Adică cum începe și cum termină. Ajungeai la sfârșit cu o metaforă și nu știai de unde ai plecat. Și ne-a învățat, măi, când construiești un poem, începutul trebuie să răspundă și sfârșitului. Adică să regăsești din tonalitatea de la început. Și aici erai, mă gândesc întotdeauna, de exemplu, lui Arghezi, de-abia plecaște și te-am rugat să pleci, te urmăream, dar și așa merge tot poemul, plecând de acolo. Și imaginea rămâne permanent în minte. Deci nimic din poem nu este întâmplător. Nu e rodul unei imaginații dezlănțuite, unui spirit rebel. Nu, nene. Surprizele se fac controlat. Cu cât bucătarul este mai rece, cu atât mâncarea e mai fierbinte. A fost un foarte bun profesor de poezie, în primul rând. Nu ai fi zis
Iar fizic era un cuceritor. Îl invidiam întotdeauna pentru ușurința cu care cucerea gagicile. Noi aveam 22, 23, 24 de ani. Hai, măi, ni le sufla așa numai odată când clipea din... Odată clipea din... pleapa când tu ce ridici, o ciupești cu trei furnici. Cum naiba face? Că nu n-a zis nimic. N-a zis tu. Și gata. Un om căruit? Da, un om admirabil atunci. A spus că la un moment dat la aceste ședințe ale Cenaclului au asistat și persoane din afară. Da. Erau foști securiști? Nu știm cu exactitate. Ăștia apreciau? V-ați mai întâlnit cu persoanele alea după aia? Nu ne-am întâlnit. Eu cel puțin nu m-am întâlnit. N-am avut niciodată, o singură dată a fost cineva cu o tentativă de racolare. Flit. Dar probabil, aici Cosmin Ciotloș e specialistul, știe din studii că era sub urmărire continuă. Problema era că nu prea aveau ce raporta. Pentru că dacă nu zici jos Ceaușescu, nu zici jos partidul și faci doar poantele sunt greu de înțeles. Deci alea cu dublu înțeles erau alea de la teatru. Când să se revizuiască, primesc, dar să nu se schimbe nimica și publicul nebunea în sală râzând și cenzura nu putea dovedi nimic. Că n-aveau ce dovedi. Păi, și cam așa, gândiți-vă de câte ori a fost ironizat piesa Revizorul a lui Gogol, regizată și pusă în scenă, era clar pentru toată lumea că avem de-a face cu Ceaușescu. Nu putea demonstra nimeni lucrul ăsta. Cam așa. Deci era o joacă de-a șoarecele și pisica. Dar e sentimentul ăsta că ești urmărit. Știți? Cel mai mare paznic nu este cel mai puternic paznic, nu este cel care te păzește, ci frica care te împiedică să evadezi. Ăla e cel mai dur dintre toți. Frica e cea care îi omoară pe oameni. Și frica nu se introduce dintr-o dată, ci cu timpul, pas cu pas. Noi am intrat în copilărie fără să cunoaștem frica. Noi, părinții noștri, nu ne-au vorbit niciodată. Am ajuns la adolescență ca pionieri, habar n-aveam ce aia. La 14 ani am început însă să înțelegem puțin. Și zi de zi, pas de pas, ceas de ceas și în proporție de masă, am început să ne temem. A fost o luptă cu frica. Și cred că nu ne-a fost chiar frică, dar frică ne-a fost. Sau altfel spus, frică ne-a fost, dar ne-a fost mai rușine să ne fie frică. Spune un om care în 21 decembrie 1989 a fost în... Pentru că am simțit că se poate. Am simțit că se poate. În clipa aia am fost convins că se poate, deși am fost convins că am să mor. Vă jur, în clipa aia eu mi-am încheiat socotelele cu viața. În noaptea de 21 am zis, am să mor și asta e. Și mi-am mai zis ceva. Am să mor și n-am băut niciodată o Coca-Cola. Ca să vedeți ce vers minunat! Gândiți-vă! Deci asta era tot ce îmi doream eu. Să beau și eu o Coca-Cola. Deci aveam în casă o sticlă goală de Coca-Cola adusă din Ungaria, în care îmi țineam substanțele fotografice. Lumea era ciudată pe vremea. Da, pentru colegii noștri de la CNA nu facem reclamă la o anumită băutură. Nu, dar trebuie să înțeleagă, asta era de pe vremea aia. Exact. Nu. Avem o era o sticlă goală. Noi habar n-aveam ce e. Adică da, n-am doar unii dintre noi mai văzuseră. Ne gustasem Pepsi. Da, că Pepsi ăla nu mai era Pepsi, că îl transformaseră. Pepsi era Pepsi numai la gospodăria de partid. În rest, era ceva cu un gust nedefinit. Ați avut câțiva prieteni foarte buni? Păi mai aveți pe unii dintre da, ei? Da, în general, cu toți cei care am fost prieteni am rămas. Ne-am răcit într-o perioadă, ne-am revenit, că așa e viața. Dar certuri din alea grave n-am avut. Niciodată. Adică ne-am înjurat, cum spune un cunoscut, ne-am bălăcărit, dar nu ne-am jignit. Nu, vreau să... Vă dau un exemplu. În
1999. Locuiam undeva într-o garsonieră și țâr telefonul la 5 dimineața. Telefonul fix. Cine e, zic eu? Salut, bătrâne, sunt eu, Traian. Era Traian Tecoșovei. Salut, bătrâne, zic eu, trezinitor. Te bag și îți fac. Traian, dar ce s-a întâmplat? Nu mi-ai publicat cartea. Traian, dar nu mi-ai dat nicio carte. Moment de pauză. Ștefania, i-am dat cartea lui Iaru. Nu, Traiane. A, bine, bătrâne, atunci nu e vorba despre tine. Monumental asta. Da, este. Și de altfel nici nu mai lucrăm la editură de vreo 5 ani. La Cartea Românească. La Cartea Românească. Ca să facem precizare, senzațională chestia asta. Apropo, vreau să nu vă pierd, fiindcă în fiecare an, în ultimii ani, noi românii în perioada asta, octombrie-noiembrie, știm sigur că avem un candidat la Premiul Nobel pentru literatură. Așa. Numele lui este Mircea Cătălescu, pe care îl cunoașteți foarte bine. Da. Vreau să văd cum simțiți dumneavoastră chestia asta, vă bufnește râsul. Cum e raportarea asta la singurul nume pe care îl avem pe piața internațională? Nu el este singur, dar e singurul nume celebru. Dar avem și alte nume pe piața internațională care se impune acum încetul cu încetul. Nu uitați, Mircea Cărtărescu și-a câștigat acest renume în 25 de ani. El n-a venit peste noapte. Există în momentul de față un romancier tânăr care intră pe piață și care va fi tradus cu a treia carte. Se va vedea în 10 ani. Cum se numește? Tudor Ganea. Uh-huh. E foarte bun. Mai există o fată foarte mișto, Lavinia Braniște. Sunt tot soiul de oameni care încep să fie traduși și care vor ieși. Dar problema e următoarea. Eu cred că nu e nimic mai rău pentru un scriitor decât un premiu. Fie el și premiul Nobel? Nu. Mai ales Nobelul. Pentru că Nobelul nu mai are de mult caracter literar, ci are mai degrabă un caracter compensator sau politic. Și cam cu rar, gândiți-vă, din mulțimea de scriitori mari care trăiesc în momentul de față în lume, alege unul singur. Ori, mie nu-mi place că oamenii râd, mulți oameni râd de Mircea. De ce? Că doar nu s-a autopropus, nu a impus nimic, ba din potrivă vin și îl presează. Hai, Mircea, acum să vedem. Iar o iei în bot? Nu e vorba de niciun luat în bot. Și mai e ceva, e un premiu care se acordă de o comisie, e un premiu al lor. Eu m-aș bucura dacă Mircea ar lua Booker Prize pentru carte tradusă. Sau premiul Femina. Deci, alea sunt premiile cu adevărat literare. Un mare premiu european de literatură e cu mult, mult mai important decât premiul Nobel. Credeți-mă. Și mai e ceva. În jurul sau alături de Mircea ar trebui să avem, în momentul de față, cel puțin 100 de scriitori traduși anual. Pentru că în străinătate, maghiarii, polonezii, sârbii, croații au zeci, sute de titluri anual. Noi nu avem mai mult de 10 pe an. Asta e o poveste. E o chestie de cantitate care creează și un aer, și un pat germinativ. Și atunci simți că acolo, în țara aia, se întâmplă ceva care merită citit. Asta e o poveste pe care niște culturii ar trebui să o simtă, da. S-a făcut la noi ICR-ul, care a încercat să promoveze. Din prostie politică au omorât ICR-ul. Asta e. Mai bine să nu se facă ce v-am spus cu capra. Lasă să moară capra ICR-ului și să nu mai iasă nimeni. Gata, am făcut liniște, ia, opriți-vă. Nu mai e. Ce tot vreți. Un fel iată de, ce simplu. Da. O tabula rasă. Aș porni de la poezie. Colegul dumneavoastră Mircea Cărtărescu tot la poezie, dar el a trecut la proză. Și n-a... am trecut la proză. Serios? Da, sigur că da.
deja una, două, trei cărți de proză. Aveți una de proză scurtă, nu știu, Fraier numai de București. Da, Fraier de București. Care îmi place foarte mult. Încă una povestire cu final schimbat și încă una sunt diverse. Și acum mă pregătesc un roman și cu încă o carte de povestiri. Dar am publicat și o carte de poezii. Vreau să vă spun că n-am scris niciodată atât de mult ca în ultimii 10 ani. Pe în ultimii 10 ani am aproape 5 cărți. Gata. Eu sunt un om foarte leneș și am scris foarte puțin. Până la 50 de ani am scris 3 cărți. Pe poezie. Și fiecare carte ne-a avut mai mult de 35 de poezii. Deci, în total, până la 50 de ani, am scos pe piață 100 de poezii. Și cu asta basta. Știți că oamenii se mai și prostesc. Da. Ce pot să spun? Dar pe de altă parte, ca să încheiem vis-a-vis de tânăra generație, poate e careva care, căruia îi se pare că le are pastea cu cuvintele, deși e foarte greu, într-adevăr. Dacă ar veni la dumneavoastră unul tânăr de 20 de ani și v-ar întreba, dom'le, ce ar trebui să fac după ceea ce ați învățat dumneavoastră, să fiu un poet solid? Mi-e greu să vă spun și încerc să explic repede. Dacă eu aș ști ce trebuie să fac un poet, aș face eu. Pe când eu știu ce trebuie să fac un prozator. Dar poetul este întotdeauna unul care răstoarnă ordinea lumii. Care inventează un lucru la care nu s-a mai gândit nimeni. Și în ritm, și în rimă, și în viziune, și în potrivirea cuvintelor, și în sintaxă, și în sintagme, și în vocabular. Un poet inovează, un mare poet inovează. Un mare prozator adună. Proza e de durată, poezia e de moment. Deci pe poeți nu știu ce să învăț, nu pot să le spun decât citiți marea poezie a lumii, și o să vă vină idei, pentru că din ce știu eu, cărțile se fac din cărți. Dar la prozator poți să-i vezi, uite, așa se începe o poveste, așa trebuie să urmeze. Principalul lucru la un prozator e munca, sunt oasele, deci prozatorul se așează în fotoliu și stă acolo lipit cu fundul de asta și cu degetele pe... privind fix o oră, două, trei și ne fac nimic. Dar în timpul ăsta merg pe când poetul, odată când se așa, odată le scrie. Și pe aceea revine, dacă are nevoie. Ultimul nostru mare poet, după gustul dumneavoastră? Nu o să avem niciodată ultimul mare poet. Ultimul mare poet dintre cei morți este Emil Brumaru. Un mare poet. Apropo de asta, știți, când spunem mare poet, ne gândim întotdeauna la temele fundamentale, viață, moarte, ce e infinitul, ce e omul, de unde vine. Poți să fii un mare poet vorbind și despre fundul soției, despre portocale, despre melci. Totul e din acea viziune a sentimentelor și a lumii. Da, ultimul mort este Emil Brumaru. Florin Iaru, mulțumesc foarte mult pentru această lecție superbă. Și cine știe, poate la anul împreună cu Marius Chivă o să vă chem din nou ca să vedem cum e să predai arta asta de a stăpâni marile sau micile cuvinte. Mulțumesc foarte mult. Și eu mulțumesc. Toate cele bune.